seara, domnilor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. Și dacă e miercuri, nu e Belgia, e Aia era cu marți. Era cu marți. Dacă e marți, e Belgia. Invitatul permanent, domnul Ștefan Radu, discutăm despre economie într-un vocabular cât mai accesibil. Trebuie să recunosc că cel puțin debutul emisiunii de astăzi mi-aparține ca idee. Idee în sensul că eu încă sunt nelămurit, deși am avut o discuție în prealabil cu domnul Ștefan Radu. Anunț. Joi, Institutul Național de Statistică va publica estimările privind evoluția economiei în 2012. Tradus, recesiune sau nu în 2012. Dacă țineți dumneavoastră bine minte și țineți sigur, acum vreo 2-3 ani se discuta din lună în lună, din trimestru în trimestru cel puțin, erau breaking news-uri cu suntem în recesiune, am ieșit din recesiune, am intrat în recesiune, am ieșit din recesiune. Am zis, hai să vedem ce cu minunea asta de la statistică. Era un soi de bau-bau, așa? Da, dar era o chestiune nouă, era începutul, mă rog, era prima parte a crizei, să zicem, și erau termenii care se vehiculau atunci. În primul rând că termenul de recesiune este un termen absolut tehnic. Da. E vorba de două semestre consecutive cu cădere economică. Dar cădere poate să însemne și 0,1%, adică o chestie în marjă, depinde cum faci calculul. De obicei, optimiștii spun, nu, domnule, a fost 0,1% creștere și atunci nu mai e recesiune. Dar, de fapt... Da, am avut și un episod de genul ăsta. Da, am avut un episod de genul ăsta. Dar de ce erau breaking news-uri? Exista un asemenea interes. Primul rând, pentru că erau niște termeni noi. Probabil au văzut că termenii respectivi nu fac audiențe și au lăsat-o mai moale colegii noștri, mai ales din presa audiovizuală. Problema datelor, că tu de fapt la asta vrei să te referi. Ce exprimă estimările astea? E un raport, practic. Exprimă realitatea, dacă e să iei așa. Vorba unui fotograf bătrân care, fiind reclamat de o clientă că n-a ieșit bine în poză, că nu-i frumoasă poza, a spus, realitatea, doamna, asta e realitatea, nu eu fac, nu eu le desenez pozele. Cam așa e și cu raportul ăsta al statisticii, sau cum să spun, datele prezentate de statistică. E niște date obținute scriptic prin raportări de la agenții economici, de la instituțiile statului, de la, mă rog, din sursele oficiale, să zic așa. Și se prezintă niște date. Date care parțiale au început să apară, că dacă intri pe Institutul Național de Statistică, vei vedea că, de exemplu, este dat deja indicele de creștere a prețurilor la bunurile de larg consum, la alimente, la... și vedem că e un indice foarte mare. Da, și avem o creștere enormă. Dacă anul trecut aveam 0,3% cred în ianuarie, acum avem vreo 1,34% sau ceva de genul ăsta, dacă mi-aduc aminte exact. Poți verifica. Sunt niște date care pentru publicul larg, noi am discutat de fapt înainte și spuneam, domnule, pentru publicul larg sunt greu de digerat și de pus într-o anumită ordine. În general, datele de la statistică folosesc agenților economici, firmelor de consultanță economică, administrații publice, locale și centrale, care poate vedea cam care este trendul, ce s-a întâmplat, ce se poate întâmpla în viitorul apropiat. Deci, atunci când vrei să ai o viziune cât de cât macro în chestiunile micro, adică pentru cetățean, este greu de cuantificat anumite procente acolo. Titlul cu statistica din portofel.
Da, este, este greu de cuantificat. Doar te poți uita, nu? Iată, în ianuarie au crescut prețurile la alimente, nu știu cu cât acolo, da, 3% sau nu știu cât, în ianuarie 2013. E imens. Începem să observăm lucrul ăsta. Poți să mai afli de acolo, știu eu, că s-au făcut mai multe angajări, că s-au născut, apropo, era dat și era dat publicate și datele referitoare la mișcarea populației, care cuprinde și numărul de nașteri la mii de locuitori și, mă rog. Poți afla multe lucruri dacă vrei într-adevăr să-ți faci tu o analiză a ta. Institutul de Statistică nu oferă informații prefabricate, să zicem. Adică obține niște date și spune aveți grijă că va crește benzina, trendul este de creștere la 7 lei în 60 de zile. Nu. El îți dă niște date și poți să tragi o concluzie pesimistă, optimistă, funcție și de activitatea ta. Sunt oameni care mizează pe scăderi, nu? De exemplu, cineva care se gândește să achiziționeze o afacere, se uită, vede, a, scade, deci acum e moment bun să obțin un preț mai bun pe o afacere sau pe imobiliare, nu? Trendul e în scădere. S-ar putea ca altul să zică, uite ce date negative, funcție deși de interes. Toată statistica asta este... Însă, atunci când avem creșteri sau scăderi de 0,1, 0,2%, 0,3%, trebuie să ne gândim că există o marjă de eroare la calculele acestea. Vreau să întreb. S-ar putea să fie minus 0,2%, s-ar putea să fie plus 0,2%. Nimeni nu garantează. BCR-ul, și ei își fac separat. Da. BCR-ul estimează minus 0,2% sau cel mult 0. Da. Garanti Bank mizează pe prevede o creștere de 0,1%. Exact ce spuneam mai devreme. Și Volksbank-ul vorbește de stagnare. Tot în zona asta, 0,1-0,2. Plus sau minus? Plus. Ei, acum ce importanță are o asemenea chestiune? Și ING-ul pune capac. Ce spune? O creștere de 0,5%, deja sunt mari. Pe 2012? Da. Da. Ei, uite. Siriacul 0,2%. Uite, importanța mare, astfel de cifre au importanță mare în domeniul piețelor de capital, de exemplu. Pentru că oamenii merg pe aceste estimări și funcție de estimarea cui o crezi. Da. Așa. Cu cine lucrezi cel mai bine. Așa. Pe care tu ai verificat-o în timp, de exemplu, dacă lucrezi cu BCR-ul, ție ți s-au părut datele BCR-ului în ultimii 3-4 ani, atunci zici, dom'le, e o scădere, vând sau știu eu, e o anumită hotărâre. Dacă același om, dacă ar crede ce spun cei de la ING, zice, nu, dom'le, cumpăr, că uite, e în creștere, a fost o creștere anul trecut. Da, deci, toate chestiunile astea țin la urma urmii de metoda analistului. Încă o dată spun, Institutul de Statistică oferă niște date brute. Avem atâția muncitori în industrie, a scăzut producția fizică industrială cu atât, a crescut cu atât, știu eu, importul, a scăzut cu atât exportul. De aici încolo, fiecare trage niște concluzii, își pune datele cap la cap funcție de domeniul în care lucrează. Încă o dată spun, pentru cetățeanul de rând care își numără bănuții din portofel și așteaptă ziua de leafă, în mod direct nu îl ajută prea mult genul ăsta de informații. El trebuie să vadă cum vor reacționa companiile mari care îi afectează viața. De exemplu, cei cu combustibilii vor crește sau vor scădea prețul la pompă. Și aici chiar aș vrea să fac o legătură, să-ți propun și eu
Putem discuta mai departe, dacă vrei, neapărat cu datele acestea statistice și probabil o să mai revenim. Nu, mai am o întrebare pe care vreau să o lămurim. Da. A fost un întreg scandal între conducerea INSE, mă rog, care n-a spus nimic, și premierul Ponta. Da, de la Regea Zamora. Au ieșit lipsă în gestiune cu vreun miliard. Da, da. Nu, să nu se înțeleagă că au ieșit în gestiune. Păi nu, asta s-a dus în public. Nu. Au făcut aia niște jonglerii așa cu... Nu. N-au cheltuit sau... Nu era gestiune. Din calculele lor, în ce privește PIB-ul... Și acum e o problemă și cu sistemul de calcul. Pentru că există metode de calcul europene, metode de calcul românești și ei au spus că au apărut astfel diferențe din metoda de calcul, de estimare a PIB-ului. Nu, n-au lipsă în gestiune banii efectivi. Adică cu sau fără bani, tot așa trăim. Asta vreau să spun. Și, în schimb, uite... Uneori putem avea sentimente de optimism sau de pesimism care n-au nicio legătură cu realitatea. Absolut. Acum câteva săptămâni, nu, ne bucuram că leul s-a întărit și este tare. Astăzi iarăși a avut loc o întărire a leului semnificativă, vreo 2 bani și ceva. Dar de data asta nu mai sunt fonduri speculative, probabil, cel puțin din informațiile pe care le-am cules așa, din piață, probabil vom asista la un transfer de proprietate, ceva important, o fabrică, o privatizare interesantă, a intrat o sumă destul de mare de euro astăzi în țară, care a dus la creșterea valorii leului. E bine că toate semnalele spun că nu este capital speculativ, deci nu vor fi efecte urâte. Dar vreau să spun de cealaltă creștere, întărire a leului de acum câteva săptămâni. Noi discutam aici la emisiune și spuneam... Eu spune zburlire. Da, și noi spuneam aici la emisiune atunci că nu ar trebui să ne bucurăm foarte tare pentru că par a fi capitaluri speculative, ceea ce s-a și dovedit, pentru că iată ce se întâmplă. Deci leu s-a întărit, ok. În același timp, am asistat acum câteva zile la o creștere cu vreo 6 bani a combustibilului la pompă și se anunță pentru 14-15 februarie, deci peste câteva zile, două zile, se anunță o creștere de încă 6 bani. Pe motiv că s-a scumpit petrolul. Petrolul Brent, mă rog, la bursa din New York, a crescut. Deci, faptul că ni se întărește moneda națională... Nu e neapărat de bine. Nu totdeauna are un efect imediat asupra vieții noastre de zi cu zi. Aici e problema. Noi avem o economie, toată lumea s-a plâns de lucrul ăsta, euroizată. Chiar dacă n-am trecut în zona euro, factura la telefonia mobilă, factura la... Nu, de la bănci până la ultima așa? Nu, dar factura la telefonia mobilă îți vine în euro. Și îți spune acolo, rata de schimb, absolut, atât, din data de cutare. Păi nu este normal. Pentru că... Scurs la apă, m-aș uita. Ce nume? La Nu, parcă nu. Da? Nu. A, nu, că e o hotărâre de consiliu. Da, e o hotărâre de consiliu. Ar fi și culmea și primăria să funcționeze tot pe euro. Păi, dar la câte fonduri... Nu. Lucrul ăsta este foarte ciudat în economia românească. Deci, la noi cum tremură un pic valutele, cum se schimbă prețurile. Dar salariile ne rămân aceleași. Veniturile, nu vorbesc mai de salariu, veniturile în general sunt lei sigur. Numai cheltuielile sunt tot timpul în euro și transformate în lei. Un lucru care, chiar dacă
cum să spun, nu sunt un mare susținător și pot explica de ce. Nu sunt un mare susținător a trecerii rapide la euro și mă bucur că semnalele care vin în ultima vreme spun că mai amânăm termenul acela de a trece la euro, pentru că trecerea la euro fără să fim pregătiți foarte, foarte bine înseamnă să pierdem un instrument de control în economie, instrumentul monetar, și nu știu dacă ar fi bine. Dar, de fapt, noi... Nu știu cât îl folosim totuși, noi, instrumentul ăsta monetar. Banca Națională îl folosește destul de mult, dovadă că cei cu credite la bănci vor suferi încă multă vreme de dobânzi mari, pentru simplu motiv că nu își permite la ora actuală domnul guvernator Isărescu și Banca Națională nu își permit să scadă. Să scadă dobâna de referință. Păi ar zbura tot capitalul. Da, tot capitalul speculativ ar pleca. Pentru că într-o țară în care obții la lei, deci noi am vândut în lei recent, acum, 1, la, în ianuarie, 1, titluri de stat, când, nu, acum, la începutul februarie, când au crescut leul foarte tare, 1,1 miliarde de lei, titluri de stat, cu dobândă de 5,71 la 10 ani și 5,4 la 5 ani. Dobânzi foarte mari, care nu le găsești la depozite. Noi am avut o discuție despre chestiunea asta. Normal că străinii vin în România și schimbă euro, cumpără astfel de titluri, pentru că el în străinătate are 1,25 dobândă la depozit, iar în Elveția, după cum știți, după în nebunia asta din criză, când francul elvețian a devenit monedă de refugiu, s-au enervat și elvețienii și nu dau ei dobândă, tu plătești ca să-ți primească banii în depozit într-o bancă elvețiană, deci 0,5 sunt bănci vechi, bănci stabile, seculare ale elvețienilor, unde nu numai că nu dau dobândă, îți mai iau și o taxă. Practic, tu plătești dobândă pe banii tăi. Păi cum să nu vii în România să... chiar cu pierderea din transferul valutar, din schimbul valutar, să pierd vreo 1,5%. Păi chiar dacă pierd 1,5%, mai rămân vreo 4%. Dobândă super ok și fără impozit, că e titlul de stat. Ca să reamintim discuția care am avut-o. Deci, pe dobânda asta nu se mai ia și impozit. Deci, Banca Națională nu își va permite niciodată să scadă, sau multă vreme de acum încolo, să scadă în mod semnificativ dobânda de referință și dobânda de refinanțare, pentru simplu motiv că toate aceste capitaluri speculative care se află în băncile din România și datele, dacă intre pe bnr.ro și orice telespectator intră, poate să vadă că tocmai au fost dat raportul la sfârșitul anului, la sfârșitul lunii ianuarie 2013. Deci în moment, la sfârșitul anului, la 31 decembrie 2012, existau 7,8 miliarde de euro, echivalent euro, în depozite ale nerezidenților în băncile din România. Să ne imaginăm acum că s-ar supăra odată toți și ar pleca aproape 8 miliarde de euro din România. Care ajunge 6 și ceva, 7. Nu, dar gândește că se scot lei din aceste bănci și lei, cu lei ăștia trebuie să cumperi în câteva zile 8 miliarde de euro. Îți imaginezi la ce preț ajunge euro pe piața românească? Probabil 7. 7-8 lei. Și mai e o problemă. Mai pleacă... Lichiditatea. Lichiditatea. Da. Sângele din instalație, da. Dacă e să folosim o expresie mai... Da, eu vreau să revin. Eu insist pe ideea aia mea de la început. Va publica INS-ul și să nu iau în calcul ce am citit, estimările băncilor, pentru că sunt instrumente de lucru foarte solide. Deci, lucruri foarte grave nu pot exista, pentru că vezi, tot se învârte între plus minus 0,2%, plus minus 0,2%, să luăm așa. Cu mici excepții, știi, să se exclud datele extreme. Da, dar eu acum
eu acum, tu ești jurnalist vechi. Da. Sunt niște cuvinte extrem de puternice care pot fi folosite în cazurile astea. Recesiune, stagnare. Da. Care vor fi folosite, probabil. Da, dar sunt tehnice, toate chestiile astea. Nu știu. Eu am o hiperacitate gastrică veche din liceu. E o boală cronică, bolnav cronic. Da, e de rău, da. Tu de fapt... Da, am înțeles ce zici. Da, adică... Dar ca efect în piață. Ca efect în piață, nu cred... Se sperie românii, s-au învățat cu așa românii ceva. Românii n-au de ce să se sperie, pentru că nu sunt investitori pe piața de capital, ca să zici că, dom'le, n-are creștere... Sau care sunt mai iar ăia străini și români care sunt investitori pe piața de capital, deja datele astea le-au luat în... le-au inclus în prețul... obligațiuni, mă rog, prețul plătit pe obligațiuni, pe acțiuni, pe investițiile de aici. Nefiind niște date, cum să spun, semnificativ pozitive sau semnificativ negative. Da, la urma urmei, orice om vedea cu ochiul liber în 2012, adică pe oricine a întrebat, dom'le, cum crezi că a fost 2012? Pe acolo. Am ocirlit așa, nici în sus, nici în jos. Am trecut, bine că am trecut de el. Adică niciunul nu s-a spus, bă, a fost o nenorocire, a fost faliment general, social. Nu. Sau invers, ne-am revenit. Ne-am revenit. Da. Deci nu, ba din potrivă, vreau să spun că eu mă uitam, analize făcute de străini, nu-i de-ai noiște, pentru că la noi se întâmplă de multe ori să existe foarte mult partizanat politic, partizanat... Inclusiv în zona asta? Inclusiv, nu, în zona rapoartelor, în zona analizelor, adică a mesajelor pe care le transmit. Deci nu în zona efectiv economică unde se muncește, ci a analizelor. A ambalajului, exact. Depinde cui vrei să-i faci un serviciu cu astfel de analize. De-aia, de multe ori, prefer să citesc analizele unor străini sau a unor analiști din cadrul băncilor care au activitate în România. De ce? Pentru că băncile cunosc realitatea economică și analiștii de la banca mamă de acolo și au datele din România, dar nu prea au interese aici politice. Ei... În general, analizele sunt pozitive, nu numai pentru România, ci pentru toată zona emergentă, cum se zice, a statelor emergente, cu preponderență Asia și America de Sud, dar chiar și pentru zona emergentă din Europa, din Uniunea Europeană. Și aici vorbim de statele Bulgaria, România, Polonia, Ungaria. Semnalele sunt destul de pozitive pentru anul 2013. Adică toți vorbesc de creșteri semnificative de 2,5 până la 4%, funcție de cine zice, dom'le, că va exista o creștere economică și prin faptul că nu mai există așa turbulențe în Uniunea Europeană, că s-au terminat alegerile în marile state. Adică Statele Unite, Rusia, Japonia au avut... Se intră într-o zonă de stabilitate politică. Adică, exact. Nu? Da, e... Dovadă că în Statele Unite, după ce s-au terminat cu alegerile... Și a deciziilor curajoase, că primul an după alegeri... Sigur că da, dar au fost decizii curajoase de la trezoreria americană, care a redus la cât? La 1,3% dobânda pe bondurile americane. Foarte puțin. 1,3%. Cred că, ia să vedem, nu, 1,45. Așa. Deci au ajuns foarte jos. E cum să nu vină în România unde vorbim de 5,7. Și atunci foarte multe capitaluri au plecat din zona sigură, să zicem, America era considerată zona sigură în timpul acestei crize, și a început să existe un mai mare grad de acceptare a riscului pe piețele internaționale de capital. Adică investitorii încep să zică, domne, dacă am trecut furtuna, gata, putem să ne ducem să investim banii acolo unde există ideea unui câștig mai mare. Și în condițiile astea, mulți
cred că zona emergentă a Europei va beneficia de apariția unor capitaluri speculative, nespeculative, dar vor exista bani, asta este ideea, că banii există în lumea asta, în conturi, în... așteaptă să fie... Nu le-a dat nimeni în foc până la urmă. Da, exact, exact. Aici e problema. Iar datele care le poate transmite Institutul Național de Statistică, am spus, eu cred că mare parte deja sunt incluse în analizele investitorilor. Nu cred că pot provoca mari șocuri. Șocuri, da. Singurele șocuri care pot să mai vină, singura instituție la care mai pot veni șocuri în România este Banca Națională și Guvernul. Bine, Guvernul deja provoacă o serie de șocuri prin faptul că, prin indecizie. Și eu îți dau două exemple. Am discutat și la emisiune, au discutat toate posturile de televiziune, toate ziarele specializate și nespecializate în economie despre forfetarul acela, ca să folosesc terminul tău, despre impozitul acela pe venituri. Ai mai auzit ceva de vreo două săptămâni? Nimic. Azi doamna Grapini a ieșit foarte supărată că proprietarul unui lanț de hoteluri este singurul care s-o opune absolut total la chestiunea asta, cu argumente omul, și că nu poate ajunge la o înțelegere cu patronatele din cauza nu știu cui, nu contează. Dar atâta, deci la nivelul ăsta de discuție. Iar a doua chestiune explică în care mai e situația, nu am o problemă, probabil cu cei implicați știu mai bine, cu taxa, timbru din mediu, cu păi mașina. Joi se va discuta iarăși. Da, se bagă în guvern. Dar ce tensiune a creat pe piața economică și acum a revenit, și impozitul și timbrul ăsta. Și acum a revenit printr-un interviu în ziar central. Adică exact, cui folosește toată... Exact. Adică câteodată îți vine să spui, mai frate, hotărâți-vă, dați o lege, dar baie albă, baie neagră, ba ne mai gândim, ba o mai modificăm. Eu am auzit o teorie absolut interesantă și m-aș bucura să fie valabilă pentru România. Să fiu foarte sincer, nu mi-amintesc acum. Care zice așa, am început să nu mai depindem noi ca economie, ca țară, foarte tare de guvern și de deciziile sau indeciziile lor. Da. Pentru că uitați-vă, România într-un an nenorocit din punct de vedere politic, cu trei scrutini, cu tot felul de... Și cu alegeri care nu erau anunțate, cu alegeri adică cu referendum. Așa, și a văzut de treabă. În teritoriu sunt manageri foarte bine pregătiți, sau mai slab pregătiți, sunt falimente. Strâng din dinți. Da, e o viață economică. E o viață economică absolut normală, dacă poate fi ceva normal în țara asta. Și astăzi trebuie să recunosc că am avut o discuție telefonică cu un prieten foarte bun care activează în domeniul privat și a zis, nu mă văd lucrând cu statul român niciodată în viață. Cei care sunt cinstiți și cei care și-au luat într-adevăr soarta în mâini, întreprinzătorii cu adevărat pe picioarele lor, au început să evite statul. Da. Nu vor să intre în contract cu statul, nici dacă li se oferă. Ei, uite, aici e problema și cu fondurile europene. Pentru că atâta birocrație, mulți dintre cei care au încercat în mod cinstit să facă un program, să ia banii respectiv, să facă o afacere, au ajuns acum în pragul falimentului din cauza birocrației, din cauza structurilor oficiale, controalelor și asta. Și mulți spun, nu tată, nu mai vreau. Nu mai vreau, mă duc, mă împrumut de la vărul Săndel, de la oricine, dar nu mai vreau. Nu mai vreau să mai am de-a face cu banii statului. Hai să luăm pauză publicitară, după care vom reveni, că discuția devine interesantă apropo de stat. Am revenit în studioul emisiunii Față în Față. Mă preumblam după o cană de cafea. Era să intru greșit.
este prea interesantă discuția pe care am avut-o în pauza publicitară, să nu începem cu asta, pentru că trebuie să recunosc că știam subiectul, l-am uitat cu desăvârșire și mi-a făcut o imensă plăcere să-l... Atingem așa un pic. Nu, dar revenind la chestiunea, noi am terminat prima parte spunând că din ce în ce mai mulți antreprenori nu vor să mai vedea... Refuză să lucreze cu statul. Da, corect. Problema probabil e că... Probabil unii râd acum. Nu, da, pentru că zic, domnule, banii iei de la stat. Singurii bani în România, mulți și buni. Ce? Așa sunt, da. Nu este bun așa. Bun în sensul nu este, profiturilor. E genul de tunuri, genul de afacere riscantă pe termen lung. Dovadă că mulți oameni de succes ori dau semnatul pe la DNA, ori chiar plecați de toți. Ai fost ironic la asta cu succes. Păi de oameni de succes. La un moment dat erau mari oameni de succes de afaceri. Da. Și unii se pregătesc, își pregătesc valijoarele. Deci odată și odată se mai oprește conducta asta. Dar revenind la faptul ăsta. Deci pe de o parte, birocrația, corupția, trebuie să o spunem și nu o spunem numai noi, îi fac pe cei care într-adevăr țin la afacerile lor, care cred în afacerile lor, să rupă relația cu statul și să facă afacerile doar în zona privată, cu parteneri din zona privată. Pe de o parte, dar mai e un lucru care îi îndepărtează. Nu știu ce se întâmplă, dar de-a lungul anilor, așa gândindu-mă în ultimii 10-15 ani, parcă din ce în ce mai mulți membri ai guvernelor care s-au perindat, sau membrii guvernelor care s-au perindat, sunt din ce în ce mai slab pregătiți economic. Deci eu nu vorbesc de pregătirea lor politică, de pregătire juridică, de ce ori mai fie ei specialiști. Dar din punct de vedere economic și a realităților economice, sunt din ce în ce mai slab pregătiți. Fără să fim răutăcioși, se întâmplă să auzim săptămânal, ca să nu zic mai des, și acum declarații care n-au legătură cu realitatea economică din România sau mai mult bulversează realitatea. Vorbeam mai devreme de taxele care ba sunt, ba nu sunt, de timbrele care ba sunt, ba nu sunt, de organizarea, reorganizarea. Unii vorbesc de niște controle, alții spun, nu, domnule, un control cel mult pe an la întreprinderile mici și persoanele autorizate și odată la 5 ani la cele mari. Am început să vorbim de două ANAF-uri, adică mai mult da, de atât. Da, da, adică, ei, și atunci nu-ți vine, zici, bă, frate, lasă-mă cu statul, mă duc, de treabă, da, așa, da? Eu mă duc să-mi caut pâinea că mi-e foame. Exact. Ei, apropo de declarațiile astea, uite, de exemplu, astăzi domnul premier, îmi pare rău, ne prezenta ca un mare succes că în zilele următoare vom lansa o nouă emisiune de bonduri în valută pe piețele externe. Nu, ne-au spus că avem nevoie de finanțare, de da, acordul cu FMI și cu Banca Mondială pentru a fi o centură de siguranță și pentru a căpăta încrederea și o certificare așa pe piețele de capital și vom lansa niște bonduri în valută unde, îl citesc pe dânsul, sigur vom avea, vom plăti o dobândă sub 6%, ca un mare succes. Deci e citat, cine s-a uitat la televizor sau cine se va uita la emisiunile de știri în seara asta, sigur îl vor vedea din nou declarând lucrul ăsta cu mult optimism. În același timp pot să anunț că astăzi, după ce zilele trecute, premierul Orban al Ungariei a rupt orice relații cu femeia, a spus că nu se poate înțelege cu femeia, ducând tratative luni de zile. Așa. Deci a renunțat la centura de siguranță. Zilele trecute s-a înscris la trezoreria americană cu intenția de a vinde niște bonduri pe 5 ani și pe 10 ani în dolari. Astăzi a vândut în total bonduri de 3,25 miliarde de dolari. Mai mult decât vrem noi. Exact. Pe 10 și pe 5 ani, cu dobânzi, la 10 ani 4,85%, la 5 ani 4,95%.
Adică nu deci sub 5%, nu sub 6%. Deci cu cel puțin 18% mai puțin. Deci diferența este cu 18% mai mică dobânda lor decât a noastră, care suntem garantați nu de și primarul de FMI, Marian, și de, ci suntem garantați Europei, de FMI și de Banca Mondială. Exact. Și de, da. Exact. Și uite că pe piața americană a reușit să vândă, cum spuneam, 3,25 miliarde de dolari. Ceea piața ce reală, piața... Așa. Pe când noi ne bucurăm dacă vom obține sub 6%, sub 6% însemnă și 5,95. Deci, ceea ce speram. S-ar putea să fie forțat ce întreb eu acum. Da. Dar nu există o legătură directă, sau e o afirmație. Așa. Trebuie să existe o legătură directă în succesul ăsta unguresc. O corelație, de fapt, da, între succesul lor și sănătatea economiei lor. Da. Ei au trecut prin perioade mai grele decât ale noastre. Da, da, au o economie mai sănătoasă, așa interpretez. Să ne amintim la... că anul trecut, prin martie, mai, așa, se vorbea despre căderea, falimentul Ungariei. Da. Întâmplarea da. Face că la începutul mai, chiar am fost în Budapesta vreo 3 zile și mă uitam și eu pe stradă și discutam cu niște prieteni și zic, mă, pare deloc a fi vreun prohod. N-aveau emoții, nu? Nu, nu părea să se cânte prohodul prin Budapesta. Bă, chiar erau spectacole pe stradă, erau lumea vedea de treabă. Era super ok. E, dar ei și-au făcut treaba, au luat niște măsuri, așa cum au vrut ei, cele care le-au acceptat, care le-au considerat bune. Care nu au fost tocmai blânde, nici la ei. Nu, și la ei au fost destul de dure, dar nu la dictare. Ei nu au acționat după dictare. Acum, știi? Da, se pare că au avut dreptate. Să și nu nici par ca nu... că le țin partea, dar hai să dar nu uităm la rezultate. Dar asta e rezultatul. Te uiți, exact, te uiți în final la rezultate. E așa simplu? Te uiți la rezultate. Bun. Vorbeam de sănătatea mediului economic. Da. Și abia aici vine forțarea mea, pentru că vreau să o leg de subiectul ăla. Nu cumva ține și de intelectul... Da. Ce discutam în pauză, da, despre studiul respectiv făcut în România și faptul că 53,3% din antreprenorii români nu au nici liceu, nu studii superioare. În vreme ce în Statele Unite 95,1% acela studiu spune, au studii superioare. Astea sunt extremele, probabil, dar în Europa oricum e... Da, da, dar ca idee, bun, că în Statele Unite există și chestia aia cu învățăm la distanță, învățăm da. Toată lumea își ia o diplomă nu pentru a ocupa o funcție, ci pentru a studia ceva, un modul, vrea să facă afaceri, vrea să facă IT, vrea să facă limbi străine. Ăla se duce și studiază la nivel universitar. Au un alt sistem de învățământ. Stai că ai ajuns exact probabil unde vreau și eu. Păi nu te supăra, marile averi și marile palate sunt făcute de analfabeți. Corect, a să vedea da? Sibiu și toată zona. Da, Galațiu. Galațiu, da, corect. Ce mai e? Ia Lovița pe acolo. Ei nu fac afaceri, ei fac bișniță. Au tunuri. Atunci, ce vorbeam mai devreme? Îi dăm deoparte pe ăștia, că o să aibă dicotul, probabil. Și ce mai rămâne din economia românească? O să mai rămână. Da. Dar cu ăilalții nu poți discuta despre un business plan, despre previziuni. Uite, acum vorbim serios. Faptul acesta, faptul că jumătate dintre întreprinzătorii români, patronii de firme din România, nu au nici măcar studii liceale terminate și cu bacalaureat și cu așa, poate, iată, e o problemă apropo de absorția fondurilor europene, pentru că totuși acolo trebuie să faci documentație. Bun, vei spune, îți angajezi, domnule, un consultant. Abia dar trebuie să înțelegi ce să-i ceri unui consultant. În momentul în care nu vehiculăm termeni de la Institutul Național de Statistică, nu știu ce... Și sunt, cei fără studii sunt și extrem de căpoși. Extrem păi de da, nu, că dacă nu înțelegi, zice, lasă-mă, domne, știu eu mai bine. Exact. Și atunci... Și se blochează cu afacerea într-o anumită zonă, nu mai evoluează și se opresc aici sau mai rău. Nu, dar dacă ne uităm pe plan local, plan județean, câte afaceri nu în anii 90... Nu plecaseră extraordinar. Da, păreau că o să ajungă multinaționale. Da. Și s-a oprit la
un pic dincolo de Taraba, de la colț de stradă, au reușit să-și facă un magazin mai mare, cel mult un magazin universal, ca să zic așa, și s-au oprit. Pentru că de acolo încolo începeau alte... Trebuia să stăpânești alte noțiuni. Da, alte noțiuni, alte dimensiuni economice. Da, despre chestia asta discutam noi în pauză, că iată, trebuie să ne întoarcem la studiu, la carte. Informație. Cine la... are carte, are parte. Da. Începe. Dar să dincolo de proverbe, este dovada clară că într-o lume în care viteza de reacție este esențială, informația este esențială, dar ca informația să producă, să fie eficientă, trebuie să o înțelegi. Eu pot să-ți dau ție o informație și tu să dai din numere sau chiar să te plictisești. Uite, din ce în ce mai mulți analiști economici, financiari din lumea asta, vorbesc despre faptul că deja s-a declanșat, încă din decembrie, un adevărat război mondial al valutelor. Da. Este, sunt date clare, asta exact după ce au avut loc alegerile, cum spuneam, în Statele Unite, Rusia, Japonia și alte state. Dar, în principal, e vorba de aceste state care le-am enumerat. De ce? În Japonia, în timpul campaniei electorale, liderul opoziției a lansat ideea că yenul trebuie devalorizat masiv pentru ca Japonia să crească exporturile. Să crească exporturile și să poată intra pe piețele economice. Lumea a stat în expectativă ce se întâmplă, s-au avut loc alegerile, noua guvernare din Japonia din acest moment, chiar dacă unii politicieni aflați acum în guvern nu susțineau în campanie, au ajuns la concluzia asta și a început o adevărată campanie de slăbire a yenului. Nu vorbesc de americani care, direct și indirect, prin tipărire de monedă, prin injectarea de lichiditate, au dus dolarul în jos, tocmai pentru a căpăta, cum să spun, a deveni mult mai atractive produsele americane, serviciile americane, ca prețuri, exact, să poată exporta produse și servicii. Pentru că, de exemplu, în Europa, în prima fază, și a trebuit să recunoască și doamna Merkel și, iată, acum președinția Franței nu mai merge pe aceeași linie a lui Sarkozy. Ba dimpotrivă, aș spune. Deci, austeritatea și a ține moneda tare, euro, să fie ținută tare, care a fost dorința doamnei Angela Merkel, a dovedit că a slăbit economic Uniunea Europeană. Produsele europene au devenit din ce în ce mai scumpe. Produsele din zona, din zona euro vorbesc. De aia spuneam că nu sunt adeptul intrării foarte rapid, cum se spunea, în 2014-2015 să trecem în zona euro. Nu cred că suntem pregătiți să intrăm într-o zonă cu o monedă atât de puternică, fără o strategie foarte clară monetară în sensul acesta al flexibilizării monedei. Majoritatea analiștilor spun că asistăm la o luptă de o agresivitate și competitivitate deosebită în lupta asta pentru devalorizarea monedelor naționale. Însă paradoxul este că pe termen mediu și lung, dacă toți vor voi să scadă moneda, de fapt efectul va fi nul, nu? Da, se anulează reciproc. Se anulează reciproc. Și pe termen mediu și lung vom asista probabil, pentru că nu există altă valoare unanim recunoscută, vom asista la o creștere, chiar la o creștere exponențială a aurului. La prețul la aur, da. Pentru că aurul va fi singura valoare de referință. În momentul în care toată lumea, culmea, nu se va chinui să-și întărească moneda, ci să-și o slăbească. Nou guvernator al Băncii Angliei, nou, are deja cât un an jumate de acum, Carney, chiar a spus aproape direct în ultimele sale discursuri că încearcă să
asigure o viteză de evadare a Regatului Unit în, în perspectiva că în 2016-2017 Regatul Unit ar vrea să iasă din Uniunea Europeană, pentru că îi se pare că este prea încorsetat economic. Însă pentru asta are nevoie de putere economică, de economia să funcționeze, produsele și serviciile să fie competitive. Să fie competitive. Și deja și-a pus problema prin politică monetară să scadă probabil moneda. Probabil de devalorizare, da. Da, prin devalorizare. Mai avem destul de puține minute și mai există o chestiune pe care vreau să o explicăm și să informăm până la urmă că asta e șmenirea noastră. Absolut locală. Da. Absolut locală. Ziarul Gândul. Județul Bacău a făcut o analiză statistică. A făcut o hartă și a pus niște cifre acolo. Suntem singurul județ din România în care salariul mediu a scăzut. Brut a scăzut în ultimii 3 ani. Asta e perioada de analiză. Și Ziarul Financiar. Asta mai săptămâna trecută, cred. Și Ziarul Financiar de astăzi are o altă statistică extrem de interesantă. Doar 33.000 de angajați din România au salarii mai mari de 10.000 de lei brut pe lună. Adică salariul ăla 100 de milioane de director. Da. Așa. Și noi suntem binișor în a doua parte a clasamentului. Care n-a zis, suntem? Cu 89 de... Doar 89 de astfel de salarii. În urma, în urma unor județe cu care noi ne-am bătut la un moment dat. Iași, de exemplu, are 443 de persoane. Brașov, mai zicem, Constanța, Sibiu, Arad. Nu știu dacă e tocmai ok să comparăm Bacău cu Constanța. Bun, scoatem. Dar cu Iașu că... ne-am bătut cu pumnii în piept, da, că cu Iașu am fi putut să ne comparăm. De la 443... Neamțul unde stă? Nu, de la 443 la 89 este sigur, mult prea mult. Sigur, de 5 ori. Mult prea mult. De 5 ori și ceva. Neamțul e lângă noi, 68. Adică da. Nu... Ei, sunt două variante. La salariu, încep cu partea cu salariu mediu, care a scăzut. Nu, eu atâta vreau să... Pe de o parte, poate fi, într-adevăr, nu cred că s-au tăiat salarii. Probabil, să nu fiu răutăcios, probabil în județul Bacău se lucrează foarte mult la negru și la gri. Adică te trec pe acte cu salariu minim garantat și îți dau de 3 ori salariul ăla dacă e nevoie. Înțelegi? Și atunci el nu apare scriptic. Apropo de datele INSE-ului cu care am început emisiunea, ca să încheiem rotund. Absolut, da. INSE-ul lucrează cu cei pe hârtie. Păi e o problemă și aici. E o problemă, e o problemă. Sănătatea economiei. Exact. Pentru că la Iași, unde acționează aceleași legi, aceleași instituții, pot fi... Nu, depinde câte multinaționale și firme mari... Bun, nu, aici vorbim la cei 89. Da. Eu mă refer la salariu. Păi nu la salariu, pentru că într-o firmă mare, de exemplu, în Bacău, imaginează-ți că foarte greu îți trece prin cap că Aerostarul ar putea să dea salariu la negru. Dar în domeniul construcției, hai să vedem structura economiei veniturilor, economiei care funcționează în județul Bacău. Și vom vedea că avem... zona asta agroindustrială, avem zona construcțiilor, unde se lucrează cu zilieri, se lucrează cu oameni angajați la salariu minim, dar nimeni nu stă pe un șantier cu 700 de lei pe lună. Bun, okay, da. Și de aici poate apărea această scădere în perioadă de criză a salariului aceluia scriptic. Eu nu cred că în județul Bacău, eu uitându-mă pe stradă, uitându-mă în hipermarketuri, uitându-mă... În crâșme până în la crâșme, urmă. N-am văzut o scădere semnificativă a clientelei. N-am văzut să fi dispărut de pe bulevardele din Bacău mașinile
de nu, foarte mai, bună calitate. Au mai apărut chiar. Ba chiar au apărut în plus. Și atunci... Păi atunci vorbim de o ineficiență a instituțiilor? Uite, ar fi interesant să întrebăm pe cei de la rețelele de cablu dacă și-au pierdut clientela. Eu zic că nu, ba din potrivă, rețelele s-au mărit. Că mă înțeapă în ochi vizual chestia da, asta, Bacou sigur. Vaslui, Bacou, da, dar uite, știi, exact chestia asta cu statistica. Statistica este ciudată, știi, în statistică eu mănânc doi pui, tu mănânci doar unul, tu nu mănânci nimic, dar statistic fiecare a mâncat câte un pui, știi? Și depinde cum privești datele. Iar în ce privește numărul salariaților cu salarii de peste 10.000 de lei lunar, iarăși trebuie să ne gândim ce mari firme multinaționale sau naționale, mă rog, acționează în județul Bacău care să-și permită să dea asemenea salarii. Eu m-am bucurat că discutăm cu colegii aici în redacție că un investitor băcăoan, din câte înțeleg, o firmă absolut băcăoană, absolut privată, ar da la directori sau unora dintre directorii de la firma respectivă salarii de peste 10.000. Păi doar la astea ne putem raporta. Exact. Și atunci 89... Păi avem bricolajul, avem agricultura... Păi asta spun. Și mașinile astea, cum se cheamă? Avioanele. Da, construcțiile de mașini. Da, avioanele, că de fapt și din construcțiile păi... de mașini asta a mai rămas. Mă rog, nu-i chiar așa, mai sunt prin Moinești, pe unde... Mai... Da, mai fac unii caroserii pe acolo, da, adică nu... Da, da, zbână și alea. Mai fac și la Buhuș, din câte știu... Oh, componente, pe la centru de fabricații, pe aici mai sunt străini. Mm. Adică mai există producție. Da, mă rog. 89, într-adevăr, e totuși puțin pentru un județ care la un moment dat, prin anii 90, spuneam că suntem chiar și prin anii 2000? Fruncea Moldovei. Da. Da. Se dădea ora exactă de la da. Bacău. Se mai dă. Da. 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 Eu... E o ciudățenie sau e o chestie de statistică? Asta e... Pe de o parte e o chestiune de statistică, pe de altă parte îmi pare rău să o spun, e vorba despre județul în care trăiesc, dar la chestiunea cu scăderea salariului, cred că e vorba și de multă zonă gri, ca să nu zic... Gri spre negru. Da. Nu pot să cred eu că suntem zona din țară unde se plătesc cele mai proaste salarii. Trebuie să-ți mulțumesc pentru participarea din această seară. Doamnelor și domnilor, punem punct acestei ediții. Ne vom revedea mâine seară, tot de la ora 20, cu redactorul șef de la Ziarul de Bacău și cu un subiect, zic eu, absolut interesant și pe care îl vom putea dezbate fără a fi foarte încruntați, pentru că s-a discutat, s-a ars cumva subiectul, dar noi revenim cu chestiuni absolut interesante și practice, aș putea spune. O seară bună în continuare, la revedere!